domeniul electoral este una dintre activitățile care are la bază instruire și simularea procesului electoral. Acesta a fost depus de către parteneri tot efortul necesar ca să vă creeze un mediu prielnic pentru ca să realizați dezbateri, pentru ca să acumulați, să consolidați cunoștințele voastre, pentru a crea de noi atitudini probabil sau de a modifica careva atitudini. Eu vă încurajez să folosiți aceste zile pentru a învăța, a dezbate, a pune întrebări constructive și a reflecta la ce puteți face voi și ceilalți în jurul vostru pentru a construi împreună o țară bazată pe principii de drept, o țară prosperă și o țară sustenabilă. Democrația, la nivel local, totuși este baza democrației în țară. Oamenii au încredere în cei pe care îi cunosc și pe care îi aleg. Acești 4 ani de când sunt primar, am spus la mai mulți membri a fostelor guverne, deputați, foști deputați, actuali deputați, poți să ai un guvern perfect, poți să ai un parlament perfect, dacă ai 900 de primari cu bai de capul lor, țara nu are nicio șansă. La a doua ediție, am fost și anul trecut, a fost o ediție reușită, un experiment reușit, pentru că, într-adevăr, au venit tineri din toate partidele politice, însă noi aici am uitat că suntem membri a cărora partide politice, am făcut abstracție de fapt acesta și ne-am împrietenit și asta e unica platformă care pe noi ne ajută să facem cunoștință cu tineri din alte partide, să socializăm și să facem schimb de idei. Noi trebuie să ne implicăm pentru a lupta pentru drepturile noastre, interesele noastre, pentru a fi o voce auzită, pentru că tinerii merită să fie auziți.